o caricatură. În Danemarca, cred că au table în școli. Poftim? Danemarca sunt probabil una din primele 2-3 țări din lume la table. Campion mondial înaintea voastră, nu? Parcă. Da. Deci campionii antitră cum ar veni până să... Da. Ei au implementat sistemul de table în școli? Așa am înțeles. Bun, și dacă... Aici ce e ceva ce nu se pupă. Deci un medic oftalmolog, un matematician, care vorbesc despre table și despre faptul că în Danemarca, tablele sunt de la o vârstă fragedă introduse, nu? Adică e undeva... Este un sport al minții, e considerat un sport al minții, pentru că e foarte multă matematică și calcule rapide care trebuie făcute. Voi cum v-ați găsit? Bun, tu erai la euforie, câștigat concursul de consolare, dar cum te-ai găsit cu Mihai? Cu Mihai m-am găsit, am format un grup de jucători pasionați, care, mă rog, am pornit de la 3 inșil. Corect, dar el, iartă-mă, el era în Canada. Da, adică dar... L-ai găsit, că te duceai, băi, mai e un băiat la 4 care... Ne-am găsit pe la turnee internaționale. Online. Online și nu numai. Și ne-am întâlnit în Cipru acum câțiva ani. Salut, eu-s român. Da, exact, da. Incredibilă și povestea asta. Deci un medic oftalmolog cu un român plecat de 20 de ani din România se găsesc... Salut. Bun. Voi doi, pe ceilalți cum i-ați cooptat sau cum? Ceilalți tot prin metoda aceasta. Ideea e că acum, în epoca internetului Corect. Și a online-ului, ne-am găsit să jucăm online. Bun, dar ei jucau pe game-ul ăsta? Da, jucau. Jucau, că trebuia să știe. Adică bănuiesc că n-ați mai învățat, ați făcut niște pași avansați, nu? Hai să mutăm care dă cu zarul. În general, jucătorii din străinătate, să zicem, știau și sunt poate un pic mai buni decât cei din România la backgammon. Dar vorbeam noi că existau turnee de acum 17-16 ani, nu? În 2005, în 2006, când se organizau la un hotel în România, veneau oamenii să juca la nivel avansat backgammon-ul ăsta și pe bani. Adică nu suntem chiar la început, avem o, hai să nu zic tradiție, dar ne-am mișcat, nu? Se juca, da, dar nu erau foarte mulți jucători. Acolo la nivelul profesionist și voi sunteți amatori sau cum e treaba asta? Adică oamenii aveau și jucau pe bani. Știu că era 2000 de dolari linia, 4000 martul sau cum era, adică existau niște bani. Aici se joacă la fel? Adică unde ați fost voi? Există o taxă de participare. Nu. Dacă ai luat o linie, vine ăla și stă 500 de euro, nu? Nu. Deci nivelul... E ca un concurs. Am locul înțeles. 1 ia o mică sumă, locul 2 ia și mai mică sumă, dar sumele sunt relativ mici la turnee de echipe. Mai mult chestia de prestigiu. Ați reprezentat țara, a luat o medalie. Corect, și asta contează. Da, dar mai contează și acum intrăm pe un tărâț mai... Dar am zis că vorbim 2 minute. Ce se întâmplă cu federația? Voi... Ați reprezentat România? Ați reprezentat România prin Federația Română de Table sau ați reprezentat România grație cunoștințelor pe care le aveați cu oamenii care organizau concursul? Este o topică, da, tricky. Deci, noi n-am fost susținuți de federație și chiar medalia și titlul mondial care l-am câștigat nu este recunoscut de Federația Română, o situație uluitoare. Dar asta este. Deci noi am participat ca reprezentativ a României datorită Forului Internațional, care a organizat un turneu de calificare pentru români, în absența unui alt turneu făcut în România. Am înțeles. Și noi, spuneai tu că te-ai dus să te chinui să faci echipamentul de prezentare, ca să-i spunem, nu? Da, adică... am optat să avem cămăși, pentru că acest campionat mondial s-a jucat într-o locație absolut superbă. Am văzut aici, dar explicați-ne un pic, dar noi uitându-ne pe poze, am zis, măi, într-o cetate în ceva. Da, practic sunt fostele terme romane și oarecum au legat acest aspect cu faptul că tablele existau încă de pe vremea romanilor. Erau niște fresce, ni le-au prezentat chiar ei la Pompei undeva, în care doi jucau table. Și pentru că am considerat că era vorba aceea că tablele sunt un joc de golani jucat de gentlemen, să avem o prestanță, să alegem cămăși. Am ales un producător român care ni le-a făcut, tot în România le-am brodat,
cu numele țării, cu numele jucătorului. Pe banii noștri, ales... că asta contează, sau pe banii unui sponsor sau ceva, nu? Nu, adică... pe banii noștri am făcut tot. Tot, călătorie. Și că mai, culoarea cămășii și am zis să ieșim din tiparul galben-roșu să fie albastru. Și văd frumos. Că nouă ne-a... Dar locația senzațională, deci ei v-au dus germanii chiar în, în termele, în ruinurile da. Acelor terme romane. Se spune că e cea mai veche localitate, nu Trierul sau mă rog, una din... Cea mai veche localitate din Germania. Din Germania, da. Se vede, sau mă rog, așa... Că din imagini, voi ați fost acolo, dar noi din imagini ce vedem, senzațional arată locul. Foarte bine. Adică putea într-o sală de sport, nu? Împărțea în 4, în 8 și... asta e mascota sau cine e acolo? Da, aveam o mascotă. Da. Mascota echipei. Câte echipe au fost sau cum? Au existat preliminariile astea, nu turneele astea? Adică bănuiesc în toată Europa, nu? Sau în toată lumea. Au fost cât 19 echipe care au venit aici, echipe, da. Care au venit la turneul final. Și de peste ocean sau de unde? Sau numai europene? America a venit de peste ocean, dar singurii din cauza situației cu virus, da. Multă lume nu vrea să călătorească. Mai delicat. Deci în Statele Unite există table? Oh, se joacă, există Federație Americană de table, au nu știu, un român a fondat-o probabil, nu se poate. Ce se poate. Dar în Canada care e situația? În Canada nu sunt turnee. Nu sunt turne de table. Deci, și tu ce faci? Nu nebunești? Bun, online, păi, dar... Da, America la doi pași. Deci, și te duci acolo și joci? La turne în America din când în când. Da. În timpul liber, că am un job. Adică nu pot... Da, da. Dar la tine, la spital, se cunoaște treaba asta, nu? Posibil. Dacă vrei să cunoască, spune. Că imediat pe rețelele de socializare... Adică, domn doctor, am venit la noastră, știți... Ah, nu mă refer la pacienți. Nu, e hobby-ul meu și practic eu mi-l urmez, am participat la câteva concursuri internaționale, aveau un alt ștai față de cele de aici din România. Nu neg că practic turneele organizate aici în România m-au făcut să mă perfecționez, dar acolo se joacă altfel. Deci, până și aici, că e dureros, până și aici la table se simte diferența? Adică, bun, la un sport de echipe n-avem dotări, n-avem cazare, n-avem mâncare, n-avem nimic, e normal. Dar și la table se simte diferența între ce se petrece aici și ce e afară? Da, dar în ultimul timp am început să devenim o comunitate și să creștem toți împreună. Ne-am organizat într-un grup care a format o ligă în care jucăm individual, dar și un grup în care jucăm pe echipe. Am format câteva echipe și împreună am crescut și chiar ne vom dezvolta în continuare. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!